Judecată în Hristos să cerem.
de-a voie, să ridice trupul Iisus de pe cruce, și Pilat i-a dat voie, a venit deși, a luat trupul Iisus și a venit și Nicodim, cel care venise mai înainte noaptea la Iisus și i-a adus amestecătură de smirnă și de aloie. Pilat însă le-a spus,
Asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu
tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Mărie. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin! Moartea răbdat pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea frate, Maicii sale, cu ale Sfinților și lăudaților apostoli și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Iubiți credincioși, te mulțumim Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o ca astăzi să putem fi împreună participând la această stare de rugăciune în Biserica lui Hristos, în această zi în care ați auzit cele 12 Evanghelii ale pătimirii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că, din iubire față de oameni, Dumnezeu și-a trimis pe unicul Său Fiu în lume, acesta, făcând ascultare față de Dumnezeu Tatăl, împlinește această lucrare venind pe pământ ca Dumnezeu cu fire dumnezeiască și Dumnezeu om cu fire omenească și pentru ca prin pătimirile sale noi să putem ajunge la Dumnezeu. Întrucât părinții noștri, Adam și Eva, au căzut în păcatul neascultării și au încălcat porunca dată de Dumnezeu ca din pomul cunoașterii binelui și a răului să nu mănânce, era nevoie ca venirea Mântuitorului să fie benefică pentru a noastră mântuire. De aceea, iată că, după intrarea în Ierusalim, într-un mod triumfal, când oamenii îi strigau și copiii și toată mulțimea aducând osanale, iată că Mântuitorul, în cei 3 ani de activitate pe pământ, speriase pe mai mari din vremea aceea, și se găsește ca diavolul să vină într-unul din cei 12 ucenici ai Mântuitorului, și anume a Iuda Iscarioteanul, care acesta îl vinde pe Mântuitorul cu suma de 30 de arginți și prin aceasta se face posibilă, iată, pierderea sau îndepărtarea de acea vreme a Mântuitorului, când căpetenile mai mari preoților și căpetenile din vremea aceea cu oaste multă vin să-L prindă pe Hristos în grădina Ghețimanu. Știa momentele acestea Hristos, de aceea le-a primit, de aceea a îngăduit ca să fie vândut. Și tocmai din cei pe care i-a lăsese, adică, așa cum am spus, de Iuda. Știm prea bine că după ce l-au prins, l-au dus să judece. Deși nu avea nicio vină, i s-au pus toate
și l-acuzau de tot felul de lucruri. De multe ori veneau martori mincinoși cu râvnă ca să-L piardă pe Hristos. Așadar, la vremea aceea, era un tâlhar pe nume Baraba și a fost poporul întrebat pe care să-L elibereze și cu toții strigau pe Baraba, iar pe Hristos întreabă Pilat ce să fac cu El și strigau cu glas tare să-L răstignească. Ura aceasta adusă asupra lui Iisus, deși Iisus, așa cum am spus, în viața sa pe pământ, ca fire omenească, a făcut numai bine. Știm exemplele, știm lucrările Mântuitorului, știm cum mulțime multă venea după dânsul și chiar în templu și în sinagogile evreilor mai marilor din vremea aceea, vorbea cuvântul lui Dumnezeu și toți îl ascultau. Unii cârteau, dar nu aveau curajul să zică în față, dar Mântuitorul cunoștea și gândurile fiecăruia. De aceea știm faptele Mântuitorului, știm că pe mulți bolnavi vindecase, știm că și pe cei care erau morți, așa cum Lazar, a patra zi fiind înviat din mormânt, sau fiica lui Iair, cazurile acestea care dovedeau că nu numai proroc era Mântuitorul și oamenii nu cunoșteau și nu-și dădeau seama de puterea sa, nu știau că de fapt este Fiul lui Dumnezeu venit pentru oameni, pentru ei la vremea aceea și pentru noi. De aceea, iată cum după toate acestea, El își primește o pedeapsă, nevinovat fiind. Dar poporul din vremea aceea, stăpânit de ură, de diavol, striga împotriva Mântuitorului. Știa, așa cum am spus, Mântuitorul că avea să pătimească. La un moment dat, într-un moment de slăbiciune a firii omenești, El încearcă, cerând de la Dumnezeu, să îndepărteze paharul acesta al pătimirii, știind că va fi destul de greu, mai ales că iată suferința sa, așa cum știm, prin câte a trecut Mântuitorul. A trecut mai întâi prin bătăi, prin scuipări, prin batjocoriri, dar cel mai mult și cel mai dureros, punerea sa pe cruce, jertfirea sa, s-a jertfit pentru popor, din sângele său, pentru ca noi să ne curățim. Și acolo a fost atât de multă suferință, dar cei care îl vedeau răstignit pe cruce, veneau să-și bată joc de el. Unii ziceau, dacă ești tu cu adevărat Hristosul, dă-te jos, mântuiește-te, dă-te jos de pe cruce. Și toți aceștia greșeau înaintea lui, dar Mântuitorul frumos zicea, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. De aceea, gradul acesta de smerenie, de iubire, de afecțiune a Mântuitorului, știm cu toții că El, fiind bun și pentru noi, a răbdat, de aceea și noi trebuie să fim mult mai aproape de starea aceasta, de trăirea cu Hristos, pentru că, iată, săptămâna aceasta este specială și omul trebuie să trăiască cu Hristos, să se apropie mai mult de Hristos. Este vremea ca omul să vină către Hristos și să se mărturisească, să se schimbe, ca să devină și El sfințit. Pentru că prin apropierea noastră față de Hristos ne sfințim, primim darul lui Dumnezeu și binecuvântarea sa, care aduce folos mult suflet. Să nu uităm de suferința pe care a avut-o Maica Domnului văzând răstignit pe cruce pe Fiul Său, văzându-L plin de sânge și în suferință, deși știa și Maica Domnului că numai bine săvârșise pe pământ Fiul Său.
De aceea el o credințează unea dintre ucenicii pe care iubea, ca să aibă grijă de ea, stăriciunea mamei în starea aceasta grea. E foarte greu să vedem, imaginăm așa, să ne imaginăm unii și alții, ce ar însemna ca o mamă să-și vadă răstignit fiul pe cruce, suferință mare, pe care, iată, Maica Domnului a avut-o și a dus-o până la capăt, știind și dânsa că va avea să învieze Hristos și, bineînțeles, acceptarea aceasta a Domnului pentru păcatele oamenilor. Așa că haideți să fim mai mult și mult mai des către Hristos cu sufletele noastre, pentru că viața aceasta nu are sens dacă omul nu se apropie de Dumnezeu. Nu rezolvăm nimic în viață dacă nu-L avem pe Dumnezeu, mai ales în momentele acestea speciale. Pentru că, după punerea în mormânt, iată Mântuitorul la treia zi, știm cu toții că va învia. Și atunci înviază și sufletele noastre. De aceea, cei care ați dus învială aceasta de postire, de rugăciune, să mergeți până la capăt, pentru că, venind înaintea Mântuitorului, împărtășindu-vă cu El, trăiți avându-L în suflet, pentru aceasta primind și binecuvântarea și pregătirea noastră pentru mântuire. Viața aceasta nu are sens dacă nu-L câștigăm pe Dumnezeu, dacă nu ne-am făcut datoria și dacă nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu, atunci suntem trecuți, adică depășiți. Pentru că Dumnezeu iubește pe omul cel păcătos. N-a venit Mântuitorul pentru cei drepți și pentru cei păcătoși. Și oare cine este fără de păcat? Pentru că vrăjmașul întotdeauna vine la om ca să-l îndepărteze de lucrul cel bun, ca să-l altereze, ca să-i facă rău, să-l strice și, bineînțeles, vrăjmașul să aibă bucuria că, iată, încă unul nu se poate mântui. De aceea îndepărtăm răul, îndepărtăm pe vrăjmașul Hristos. Spune Hristos că împotriva diavolului este credința și rugăciunea și postirea. Nădejdea înaintea lui Dumnezeu că noi putem să le trecem pe toate în viața aceasta, dar numai cu Dumnezeu. Trăirea aceasta, manifestarea, nu doar cu vorba, ci și cu fapta, pentru că spune Sfânta Scriptură, credința fără fapte moarte este. De aceea ne apropiem în vremurile acestea de Hristos, trăind cu El, suferind. Pentru că, iată, suferința sa, așa cum am spus, a fost pentru a noastră mântuire. Când ar fi venit Domnul pe pământ, noi nu ne-am fi putut mântui. De aceea, șansa aceasta, ca venirea Mântuitorului și, iată, pătimirea sa și toate celelalte lucruri, fiind pentru a noastră mântuire. Să rugăm în aceste vremuri pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și rugăciunea noastră să fie auzită totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.